Ai consumat droguri? De ce ai fugit? Ce ai furat mașina? Ridică piciorul. Ridică-o piciorul. Ridică piciorul. Stai jos. Era omul trântit pe jos, clavicula sărită, plângea, urla de durere. Și șoferul? Șoferul nu era aici. Nu era aici. M-a dedus în jos din mașină, să-mi duc cumpărăturile sus la apartament. Am văzut scandal, am zis să intervin, să intervin, nu? În momentul în care eu am fugit spre mașină, hoțul, cred că așa putem să-i spunem, a dat cu spatele, l-a blocat pe victimă de ușă, nu știu cum să explic, l-a izbit de mașina aia, a continuat să meargă cu spatele, cu ușa ruptă, până acolo, și l-a văzut în față. Și am înțeles că m-a dat în ceva copac. Și cel pe care l-a lovit, cât e de grav? Asta nu știu să zic. Era în șoc și cred că la umăr ce l-au apățit. Și l-a izbit de mașina aceea albastră. L-a izbit destul de tare. Dar hai să... că e urmă acolo. Deci a venit? De unde a venit? De acolo. Cu spatele, de dea cu spatele. Omul era blocat la ușă. L-a izbit aici. Sau ceva? Tu te întreb pe tine acum. Dacă ți aduci aminte cum te cheamă sau ce s-a întâmplat în cursul zilei. Așa? Așa. Și? Da, ți aduci aminte că a venit poliția după tine?